Alo, salut, Daniel. Bună, domnul Mircea, Daniel sunt. Am o întrebare la dumneavoastră. De ce atâta ostilitate contra justiției din România când au început și ăștia să facă câte ceva, considerăm noi, lucruri bune, inclusiv pentru că domnul Voiculescu a fost închis și acum mă gândesc că plătește facturile de urmă. Și mulți ca și el, mulți alții ca și el. Vă urmăresc un pic și la radio, vă mai urmăresc și seara la televizor și atâta ostilitate, mai înainte ați pomenit ceva și despre doamna Chioveși, care cred că până la urmă își face datoria. Bun, asta e părerea noastră, eu am o părere contrară. Bun, probabil că așa ați fost instruit să aveți o părere contrară. Probabil că dumneavoastră sunteți de la SRI și urmați niște ordine. Nu, părerea justiției. Auziți? Eu nu vorbesc cu pedofil, dumneavoastră sunteți pedofil. Sunteți pedofil? Sunteți pedofil, da. Dar de ce? Păi nu știu, dar de unde urmez eu ordine? Dacă eu urmez ordine, sunteți dumneavoastră pedofil. Care-i treaba? Pe ce vă bazați când spuneți că urmez eu ordine? Mă bucur că nu sunt muiți ca și tine și ca și Gâdea. Bine, mari și în Paștele. Da, lasă putem... Domnul Bada. Ok, am pretenții de telefonul la tine. Porcului ăsta? Avem? Hei, să vezi tu ce-i fac eu. Am pretenții de la tine, adică mi se pare că... Da. Nu, eu n-am pretenții. Ba, eu am. Nu mă dezamăgi, te rog. Da. Bine. 021 409 1900. Ce ziceți de niște publicitate și...